În perioada 23-24 februarie 2021, Excelența sa, doamna Sofia Gramata, ambasadorul Republicii Elene în România, a condus delegația ce a efectuat o vizită de lucru în municipiul Iași. Delegația din cadrul căreia cu multă onoare am făcut parte. Deplasarea a fost ocazionată de sărbătorirea 200 de ani de la izbucnirea pe pământ românesc a Revoluției Elene din anul 1821. Prima zi a acestei vizite a fost destinată întâlnirii de la sediul Comunității Elene Iași, unde delegația a fost primită călduros de către doamna președinte Marieta Alexandrescu, domnul vicepreședinte Nicos Vlahidis și cadre didactice de limba greacă. S-au purtat discuții referitoare la proiectele comune ale Ambasadei Republicii Elene și ale Uniunii Elene din România, dedicate împlinirea 200 de ani de la declanșarea pe pământ românesc a Revoluției Anti-Otomane din anul 1821. A doua zi, delegația a vizitat Complexul Muzeal Național Moldova Iași, unde doamna Lăcrămioare a Stratulat, managerul acestui impresionat edificiu cultural, și doamna director Valentina Druțu ne-au dezvăluit câteva amănunte din trecutul istoric comun al românilor și grecilor, trecut care astăzi, 3 martie 2021, este ilustrat prin intermediul unei expoziții tematice dedicate Zilei Naționale a Republicii Elene. Vizita delegației noastre a continuat la sediul Universității Alexandru Ion Cuza, prima instituție de învățământ superior din România, unde am fost întâmpinați de către domnul rector profesor universitar dr. Tudorel Toader. S-au purtat discuții referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-elene la nivel universitar și despre importanța lectoratului de limba neogreacă ce funcționează de 47 de ani în cadrul prestigioasei universități. În aceea zi, delegația condusă de excelența sa, doamna ambasador Sofia Gramata, s-a deplasat la primăria municipiului Iași, unde a avut loc o întrevedere oficială cu domnul primar Mihai Chirica. Înainte de întâlnirea de la sediul primăriei municipiului Iași, domnul primar și membrii delegației au vizitat Biserica Sfinții Trei Ierarhi și au depus buchete de flori la baza plachetelor care marchează locul unde a început Revoluția Elenă din 1821. Discuțiile de la Palatul Rozmovanu cu domnul primar Mihai Chirica au fost diverse și consistente, cercetându-se pe posibilitățile de extindere a relațiilor de cooperare în domeniul educațional, cultural și turistic, o parte dintre acestea urmând să se materializeze în viitorul apropiat. De exemplu, în data de 25 martie, Ziua Națională a Republicii Elene, se preconizează organizarea unui eveniment dedicat studenților greci în sala mare a primăriei, precum și proiecția în cinematografele din Iași a filmului documental despre Revoluția Greacă de la 1821, fiind realizat și pus la dispoziție de Uniunea Elenă din România. Pe lângă organizarea unui tedeum în cinste erorilor căzuți în luptele din 1821 și a unei expoziții dedicate Revoluției de Liberare de sub jugul otoman, două clădiri importante din Iași, Palatul Universitar din Copou și Palatul Rozmovanu, vor fi iluminate în culorile steagului Greciei alb și albastru. Alte propuneri au avut în vedere necesitatea reintroducerii unei curse aeriene permanente Iași-Salonic, crearea unor trasee turistice europene din care România și Grecia să facă parte, colaborarea municipiului Iași cu orașe din Republica Elena, etc., inițiative sprijinite de Ambasada Greciei și Uniunea Elenă din România. Doamnelor și domnilor deputați, stimați invitați, în acest context, consider că vizita de lucru de la Iași a delegației condusă de excelența sa doamna Sofia Gramata, ambasadorul Republicii Elene din România, din care cu onoare am făcut parte, desfășurată în perioada 23-24 februarie 2021, are o semnificație istorică profundă și contribuie la crearea unor punți de înțelegere și prețuire a valorilor culturale și identitare ale popoarelor român și grec. Vă mulțumesc!